Textul este ușor, nu aveți prin internet, să aveți să fie, nu avem. În afară de suportul pentru... Dragi copii, suntem la un moment dintr-o oră de lectură. Textul pe care voi îl aveți ca suport este un fragment din un text numit Cheițele de aur sau Minunatele pățânii a lui Buratino. Cartea se numește așa și este scrisă de Alexei Tolstoi. Unde ați mai întâlnit voi acest nume, Alexei Tolstoi? În manualul de limba română. La ce fragment? Furnica și furnica. Este adevărat. Bine. Textul vostru are ca personaj un străman pe nume Buratino. Seamănă foarte mult cu un alt personaj îndrăgit de voi, pe care l-ați întâlnit în cartea. Exact. Există multe asemănări între cele două personaje, iar noi astăzi vom citi un fragment, urmând ca voi, după ce veți afla cine este rămânit ca Buratino, să aveți curiozitatea să citiți întreaga cărticică pe care o vă prezint aici, bineînțeles o veți găsi la diversele edituri, Cheița de aur de Alexei Tolstoi și în paranteză Buratino. Bun. Vom proceda în felul următor. Pentru a înțelege acest fragment, vom citi și vom citi în alt, pe roliță rectil, da? Pornim cu rândul de la perete și pornim de la Bianca în față, fiecare copil citește două enunțuri. Dimineața, Buratino se trezi zdravân și vorbând, de fapt, nu se întâmplase nimic. Fetița cu părul albastru îl așteptă în grădină așezată în fața unui mesece pe care erau aranjate tacâmuri ca pentru copuși. Uite, mai tare, te oprești. Mai tare. Buratino se așeză la masă cu un picior sub el. Prăjiturile de migdale le îndesa întregi în gură și le înghițea pe nevestecate. Chiseaua înseamnă suportul în care se pune dulceața, da? Suport de sticlă, de porțelan. Ok. Continuăm. Haide, Melissa. Își băgă degetele în ghișeaua cu dulceață din zâmbă și de apoi cu o deosebită plăcere. Iar când fetița se întoarce pentru o clipă, el apucă cei lucru și ducându-l la gură sorbi toată cacaua din triunful. Sorbi cu atâta lucru, că se necă și văsă toată cacaua în fața de masă. Fetița se uită țintă la el și spuse cu aspâile. Trage piciorul pe sub tine și lasă-l jos sub masă. Nu mânca cu mâinile, că doar pentru mâncare sunt linguri și furculițe. De acum am să... Oprești totul, da? De acum am să mă îngrijesc eu de creșterea ta, fii pe pace. Noi n-am separat pentru că erau tot cuvintele fetiței cu părul albastru. Sau... Acum continuăm. Zi. Cine s-a găsit să-mi dea mie creșterea aleasă? Tocmai ea cu capul ei de porțelan și trupul umplut cu vată, gândi Buratino. Din cele din urmă se sfârșit și cu
chinuitoare. Acum așează-te la birou. Caută să nu stai cocoșat, îi spuse Neguța și luă o bucățică de cretă. Continuă. Am să te învăț să socotești. Ascultă, să zicem că ai două mere în buzunar și să zicem că cineva îți cere un măr. Câte mere îți mai rămân? Pizza. Două. Totul. De ce două? Două pentru că cel care mi-a cerut o să îl capete și dacă încearcă să mi-l ia cu deasila, îi sar din gât. Jos. Jos, rămânem jos. Andra. Habar n-ai să socotești, prosti Fevița cu tristețe. Să trecem la dictare. Rămânem jos. Hai, Mario. Scrie. E furașul ușa rupe. Ei, ai scris. Rămânem pe scaun. Nu vă mai uitați. Mihai. După cum se știe, însă Buratino nu văzuse în viața lui nici troc, nici călimar. Neștiind ce să facă, își vârâna sunt un călimar. De pe nas, figură, pe o hârtie, o pată de cerneală. Ești un neaște împărat cum n-am mai văzut. Am să te pedepsesc. Artemon, du-l pe Buratino în magazin întunecoasă. Jos, ia! Credinciosul Artemon apărmă în ușă și arătându-și colții albi, îl apucă pe Buratino de hăinuță și îl târâ după el în magazin. Buratino își ridică nasul tot una de cerneală și prin întuneric zări un liliac ce spânzura de tavan cu capul în jos. Tu ce mai vrei? Mai rabdă puțin, Buratino. Așteaptă până sunt nopta. Totul. Atunci te voi duce în țara proștilor. Acolo e numai fericire și veselie. Așa, care este urbanitatea? Citiți. În momentul în care vorbește un personaj, continuați voi cuvintele acelea. Nu întrerupem chiar dacă citiți mai mult de două propoziții, da? Reluăm de la început, apoi ne vom opri și o să citim pe rol și selectiv. Continuă. Dimineața, Buratino se trezi dragul și furios, de parcă nu îi se întâmplase nimic. Urmăim și noi, cu decățelul pe coaie. Ei aștepta în grădină, așa așezată fața unei măsuțe pe care erau aranjate tacâmuri mici, ca pentru păpuși. Ani. Buratino se așeză la masă cu un picior îndoit sub el. Prăjiturile de migdale le îndesa întregi în gură și le înghițea pe nemestecate. Își băgă degetele în chiseaua cu dulceață, lingându-și-le apoi cu o deosebită plăcere. Iar când fetița se întoarse pentru o clipă, era la bucat ceainicul și ducându-l la gură, sorbi toată cacaua din trânsul. Ai luat elan. Pedro, haide. Sorbit cum atâta locomie că se înnecă și vărsă cacaua pe fața de masă. Fetița se uită, țintă la el și spuse cu astile. Fetița, tot ce spune fetița. Trage piciorul de sub tine și lasă jos sub masă. Nu mânca cu mâinile, că doar pentru mâncare sunt linguri și furculițe. De acum am să mă îngrijesc eu de creșterea ta. Fii pe pace. Bun. Foarte bine. Continuăm. Cine s-a găsit să-mi dea mie creșterea aleasă? Tocmai ia cu capul ei de porțelan și cu trunchiul. Un loc zândit cu Buratino. În cele din urmă se sfârși și cu starea asta chinuitoare. Florina, tot ce spune fetița cu părul albastru. Acum așează-te la birou. Caută să nu stai cocoșat, îi spune fetița și lua o bucățică de cretă. Am să te învăț să socotești. Ascultă, să zicem că ai două mere în buzunar. Și să zicem că cineva cere un măr.
Câte mele mai rămân? Două. De ce două? Doia. Două pentru... Două pentru că cel care mi-a cerut mărul nu o să-l capete. Și dacă încearcă să mi-l ia, cu dea silă, îi sar la gât. Cu dea silă? Sar la gât. Ok. Abar n-ai să socotești rău, rosti pe ta cu tristețe. Să trecem la dictare. Dragoș. Scrie. Scrie. Scrie iepurașul... Îndemn. Scrie. Scrie. Iepurașul ușa rupe. Ei, ai scris? După cum se știe, Buratino nu văzuse în viața lui nici top, nici călimar. Deci, știind să facă își vârâ nasul în călimar. Urmărește cu lipițelul, cred că ai pierdut rândul. De pe nas. De nas, picură, picură. Picură pe o hârtie, o pată de geneală. Ionuț. Jos. Ești un deastupăr acum, n-am mai văzut. Am să te pedepsesc. Artemon, du pe Buratino în magazin întunecoasă. Credinciosul Artemon a părut în ușă și arătând mișcolții albi, l-a bucat pe Buratino. De Ionuță și îl tăru în foaie de magazin. Ajunge? Hai, Alex. Buratino își ridică. Buratino își ridică nasul tot una de cerneală și porni prin întuneric, zări un liliac ce spânzura de tava cu capul în jos. Andreea. Tu ce mai vrei? Mai rabdă puțin, Buratin. Așteaptă până să o înnopta. Atunci te voi duce în țara proștilor. Acolo-i numai fericire și veselie. Ok, am mai rămas la urmă. E foarte bine, v-ați ascultat, ați avut emoții. Și acum am să văd cât sunteți voi de atenți, urmărind textul. Eu am să vă spun să citiți anumite propoziții, anumite enunțuri după situație. Căutați enunțul în care se vorbește despre poziția lui Buratino la masă. Maria. Buratino se așeză la masă cu un picior îndoit sub el. Jos. Citiți-mi enunțul în care arată cum mănâncă băiatul dulceața. Băgându-și degele în chisea. Enunțul. Își băgă degete în chisea cu dulceața, ligându-le și le apăt cu o deosebită plăcere. Ok. Citim enunțul în care se prezintă îndemnul pe care îi spune fetița cu părul albastru de a sta la birou. Ionuț? Aude să nu stai cocoșat, îi spune fetița și lua o bucățică de crete. Da, bun. Alt enunț căutați în care se arată nemulțumirea fetiței față de faptul că nu știe să socotească. Edi? Habar n-ai să socotești rostul fetița cu tristețe. Te oprești. Bun. Enunțul în care arată care este părerea fetiței cu părul albastru despre Buratino după toate peripețiile făcute de el. Robert. Ne-a stâmpărat cum n-a mai văzut. Jos. Citim enunțul în care ne arată ce face cu vinciosul Artemon după ce îi cere fetița cu părul albastru ceva. Mihaela? Artemon, du-te Buratino. Ce face? Diana? Credinciosul Artemon a părut în rusă și arătându-și colții albi până a făcut pe Buratino de hămâță și-l târâ după el în magazin. Foarte bine. Bun. Citim primul enunț pe care îl rostește liliacul. Mario? Mai rabdă puțin
așteaptă până s-o înopta. E în regulă. Și acum, citirea parolului. O să pun trei copilași care sunt mai apropiați ca și așezare. Ali, Diana și Maria. Trei personaje. Altă dată vor fi alți copii, știu că doriți toți. Și astăzi vom surprinde puțin în timpul nostru afectat. Deci, atenție, care este fragmentul pe care vreau să-l surprind. Diana, Maria, Alin, de la fetița se uită ținta la ei și spuse cu asprime de acolo. Autorul o să fie Alin. Fetița cu părul albastru o să fie Diana. Iar Buratino o să fie Maria. De la fetița se uită ținta la el. Până la ei, ai scris atât. Ați marcat acolo cu un fix kilo, vă rog? Marcați fragmentul, de la fetița se uită ținta la el, până la... Ei, ai scris? Ok. Povestitorul. Fetița se uită ținta la el și spuse cu asprime. Trage piciorul de sub tine și lasă-l jos în masă. Nu mânca cu mine, că doar pentru mâncare sunt regulile și furbălițele. De acum am să mă îngrijesc eu de creșterea ta. Fii pe pace. Cine s-ar găsi să-mi dea mie creșterea aleasă? Tocmai ea, cu capul ei de porțelan și trupul umplu de vată. Gândi Buratino. În cele din urmă se sfârșit cu starea asta chinuitoare. Acum așează-te la birou. Caută să nu stai cocoșat și îi spuse pe vita... Stop! Caută să nu stai cocoșat, doar mea povestitorul. Îi spuse... Fetița și lua o bucățică de cretă. Am să te învăț să socotești. Ascultă, să zicem că ai două mere în buzunar și să zicem că cineva îți cere un măr. Câte mere îți mai rămân? Două. De ce două? Două, pentru că cel care mi-a cerut măr n-o să-l capete și dacă încearcă să-mi ia cu deasila, îi sar de gât. Apar n-ai să socotești. Povestitorule! Doamne! Cavarne să rosti fetița cu tristețe. Să trecem la dictare. Scrie, iepurașul ușa rupe. Ei, ai scris? Foarte bine v-ați descurcat. Povestitorul nostru, cred că mai trăgea o puipuță de somn. Am trezit la 6. Păi unde cred? Așa, se vede. E în regulă. V-ați descurcat foarte bine. Acum, un alt fragment mai mic. Buratino jos, pornind de jos în sus. 1, 2, a 3 alineat. De la Buratino ridică nasul. Povestitorul o să fie Robert. Iza o să fie Buratino. Și Miracul o să fie, tot așa, aproape Andra. Poftim. Povestitorul. Jos pe scaun. Buratino și Ica. Jos de tot. A, da. Zi. Aici. Eu. Buratino și Ica sunt tot una de cerneală și prin împuneric zări un iliac ce spunzorate tapa cu capul în jos. Jos. Tu ce mai vrei? Mai rabdă puțin, Buratino. Așteaptă până să o înnopta. Atunci te voi duce în țara proștilor. Acolo-i numai fericire și veselie. Ok, foarte bine v-ați descurcat. Și acum vreau să întoarceți fișa. Și la exercițiul 1... Laur, citește-ne experiența, cum că nu te-am numit pe tine. Zic, care sunt? Personajele povestii. Încercuiește? Încercuiește litera corespunzătoare. Ok. Să vedem, după punctul tău de vedere, ia să vedem. Care? Fetița cu părul albastru, Buratino, cățelul Artemon, Iria. Varianta? B. Aveți aceeași părere? Să spunea cine a dorit? Ok, e în regulă. Bine. Am văzut personajele, acesta a fost scopul, am citit.
în forme citire, la citire selectivă, citire pe roluri. Însă, dacă doriți să aflați toate peripețiile pe care le trăiește acest personaj și pentru a vedea câte asemănări sau deosebiri vor fi cu Pinocchio, cartea pe care voi ați citit-o și pe care noi am studiat-o la orele de lectură, integral, veți citi și voi cu mult drag această cărticică, da? Fița de aur sau Buratino scrisă de Alexei Tolstoi, ok? Da, aceasta este recomandarea pe care vă fac și vom discuta despre aceste întâmplări și la următoarea de lectură.